să pretendești. El nu sondează ce face în timpul liber. Vreau să vă amintesc că la adunare din cât a fost? 11 mai, anul trecut, am ales conducere Hyde Park. Președinte pe 2 ani, membri de Consiliu pe câte un an și revizor în persoana mea pe un an. Pentru că și-a dat demisia, președinta în exercițiu și un membru din Consiliu, a rămas cu funcție executivă doar Ion Căpățână, care ești președinte interimar, vicepreședinte era și deci a preluat pe bună dreptate funcția de președinte interimar, și eu ca revizor. Deci sunt necesare două persoane în Consiliul Asociației Hyde Park, dintre care una s-o numim președinte, pentru că vicepreședinte avea. Din toți trei putem alege. Putem să o alegem pe Ion, nu din asta tu. Da, nu-i problemă. Da, nu-i problemă. Nu cred. Putem discuta. Trebuie deci, sunt necesari doi oameni în Consiliu și după aceea să repartizăm ierarhia în Consiliu. Uh-huh. Că tot noi decidem, nu Consiliu decide. Deci ne trebuie doi oameni în Consiliu, din cei 11 participanți la discuții. Nu cred că o să fie nimeni împotrivă ca și un senator să bage în conducerea Hyde Park. Dar până acum n-am avut așa. Nu spune nimic. Eu n-aș fi contra, doar sunt trebuie. Statutul nu spune nimic și eu pot să mă uit între timp. Dacă are dreptul ca membru să votezi, de ce n-ar avea drept să fie votat? Exact. De ce nu mă mai uit odată în statut sau poate Dima are timp să uite, să ne zică dacă poate candida un senator? Uitați-vă. Între timp așteptăm propuneri. Vă rog, cine vrea să autopropună sau cine vrea să propună pe cineva, aveți microfonul deschis. Eu vreau să fac o remarcă. Dar nu toți odată, da? Eu ne-am amintit acolo că și ai făcut un comentariu că dacă îți amintești când și Mariana a participat parcă pe Skype în Bălți. Atunci noi pe Gheorghiță am ales președinte și tot am stat 2 sau 3 ore din discuții și nu puteam pentru că atunci regula era că din tăi să alege președinte și apoi Consiliu. Și noi atunci, nu știu, poate cineva a propus că din tăi hai să alegem Consiliu ca echipă și Consiliu între dânsi și hotărăște cine vrea să fie președinte. Pentru că oricum președintele lucrează cu oamenii, nu poate, altfel ești impus să lucrezi, poate și ei nu vor cu tine. Și atunci îmi amintesc că Mariana a zis că așa nu se face, citiți statut și eu ieși din organizație. Deci, dar poate mă vrem tot așa să procedăm, să alegem din tăi președintele și apoi Consiliu. Sau nu știu, pentru că altfel președintele ar putea să fie ales de toți membrii. Când în Consiliu, consilierii alea, asta cam asta. Asta argumentul atunci. Eu nu prea știam statut, eram parcă poate prima mea adunare. Da, iată și asta s-a exprimat, că noi ideea nu avem despre drepturile omului, că nu facem corect. Cum e corect, nu știu. Dar cert este că e foarte greu să fie președinte când, cum, nu simți echipa sau așa, 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 așa. Da, ia că am vrea să-i spune. Dar cum ai spus tu, Consiliu, să aleagă între ei care președinte, care